De 10 ani, Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad sărbătorește Ziua Culturii Naționale. Prin legea 238 din 7 decembrie 2010, se instituia Ziua Culturii Naționale, sărbătorită pe 15 ianuarie. Începând cu anul următor, 2011, Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad a onorat această zi, organizând manifestări culturale de înaltă ținută, cu scopul de a promova cultura și arta națională. De astăzi, Universitatea a început un șir de manifestări culturale la care publicul arădean este invitat să participe în online. În 15 ianuarie reîncepe la Universitatea de Vest Vasile Goldiș Luna Culturii Naționale la Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad. Este o perioadă în care Universitatea, prin centrele de cultură dedicate și cunoscute, respectiv centrul de studii literare Ioan Slavici, Muzeul Memorial Vasile Goldiș, Centrul de studii arghesiene, Centrul de studii iudaice academician Nicolae Căjal, Biblioteca Aurel Ardelean, încearcă să aducă în atenția tinerilor, în primul rând, în atenția publicului, diverse aspecte legate de aceste personalități ale culturii naționale. Mihai Eminescu, 15 ianuarie, nașterea lui Ioan Slavici, în 18 ianuarie, comemorarea lui Vasile Goldiș, în 10 februarie, precum și a celorlalte personalități pe care le sărbătorim. Este o tradiție a universității noastre încă din anul 2011, lansată de rectorul nostru fondator și care, cu larga susținere a Centrului Cultural Municipal, a centrelor de cultură, a bibliotecii județene, arădene, a reușit să dea în fiecare an o notă de sărbătoare a culturii noastre naționale. La inițiativa rectorului fondator, regretatul profesor Aurel Ardelean, s-au instituit prin hotărârea Senatului UVVG premiile literare Mihai Eminescu și Ioan Slavici, care să susțină excelența în cultură. Premiile sunt cu atât mai valoroase, cu cât personalitățile care le-au acceptat reprezintă sau au reprezentat vârfuri recunoscute nu numai în plan național, dar și în plan internațional. Să amintim numele academicianului Eugen Simion, fost președinte al Academiei Române, căruia i s-a decernat premiul Mihai Eminescu pentru remarcabila reușită de a publica integral opera marelui om de cultură, sau Baruțu Arghezi, care a primit premiul Ioan Slavici pentru întreaga activitate literară personală, dar și cea de punere în valoare a operei ilustrului său tată Tudor Arghezi. Astăzi, 15 ianuarie, este Ziua Culturii Naționale. Nu în mod întâmplător a fost aleasă această zi. 15 ianuarie 1850. Atunci se năștea poetul național Mihai Eminescu. În această zi de 15 ianuarie, statuată prin lege și prin hotărârea Parlamentului României, peste tot, acolo unde locuiesc români, este o sărbătoare a culturii române. Și noi, Universitatea de Vest Vasile Goldiș, îl sărbătorim pe Eminescu și sărbătorim cultura română astăzi, 15 ianuarie, aici, în Palatul Român. O clădire emblematică pentru istoria noastră națională. O clădire importantă pentru Arad. Pentru că aici, în Palatul Român, a locuit Vasile Goldiș. Aici a funcționat tipografia Concordia. Aici s-a tipărit Ziarul Românul, al cărui director era Vasile Goldiș, cel care, la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, proclama Marea Unire, citind rezoluția Marii Unire, pe care tot el a redactat-o, ajutat fiind de Ștefan Ciciopop, Ioan Suciu și alți patrioți români. Legătura dintre Vasile Goldiș și Eminescu este una foarte puternică, pentru că foarte multe dintre articolele lui Goldiș au fost influențate de ideile poetului și omului de cultură Mihai Eminescu. Eminescu nu a fost doar poet, a fost o personalitate foarte complexă. Deși a trăit foarte puțin, adică între 1850 și 1889,
Creația lui culturală este remarcabilă. Studiile pe care le-a făcut în străinătate, în special în mediul cultural german, l-au făcut pe Eminescu să cunoască foarte bine filozofia germană. A și tradus din Kant, din Hegel. A publicat numeroase articole în presă, în presa vremii, în ziarul Timpul pe care l-a coordonat. Din păcate, poate puțină lume știe că pe timpul vieții lui Eminescu i s-a publicat doar un singur volum de poezie. Sigur, poezii publicase în diferite reviste de cultură. De altfel, trebuie să menționez că în 2016, pe frontispiciul acestei clădiri, pe frontispiciul Palatului Românului, a fost amplasată o placă comemorativă care face referire la faptul că atunci, în 2016, s-au împlinit 150 de ani de la publicarea primei poezii a lui Eminescu în revista Familia, revistă ce apărea la Oradea. Această placă comemorativă a fost inițiată și a fost susținută din punct de vedere financiar de către Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad. Au mai contribuit Centrul Municipal de Cultură și Liga Culturală a Românilor de Pretutindeni. Atunci, în 2016, când această placă a fost amplasată aici, rectorul fondator al Universității de Vest Vasile Goldiș, regretatul profesor Aurel Ardelean, a inițiat în cadrul universității nu ziua culturii, ci dânsul a făcut referire la luna culturii la Universitatea de Vest Vasile Goldiș. Astfel că noi am păstrat tradiția și de 5 ani, în fiecare an, la Universitatea de Vest Vasile Goldiș, pe 15 ianuarie, începe luna culturii la universitatea noastră și se încheie la data de 10 februarie, dată la care a trecut spre cele sfinte Vasile Goldiș. Acum 5 ani, o placă comemorativă identică a fost amplasată și la Budapesta, într-o relație, să spunem, aflată în oglindă, Arad-Budapesta. Arad, locul în care, de exemplu, iată, s-a gândit Marea Unire, locul care, de fapt, a dat tonul realizării statului național unitar român, și Budapesta. Să nu uităm că la Budapesta a studiat intelectualitatea ardeleană, marea majoritate a intelectualilor arădeni, inclusiv Vasile Goldiș, a studiat la Budapesta, și foarte mulți avocați patrioți români ardeleni. Universitatea de Vest Vasile Goldiș păstrează numele lui Eminescu și îl promovează. Iată, de exemplu, în această sală a Muzeului Memorial Universitar Vasile Goldiș avem amplasat un bust al poetului, un bust realizat de regretatul sculptor Ioan Tolan. Iar alături de mine, aici pe această masă, se află o fotografie a poetului Mihai Eminescu, o fotografie de epocă, o fotografie pe care a primit-o cadou Vasile Goldiș. Are și o dedicație. Spune așa, domnului doctor Vasile Goldiș, în vremea de aducere aminte din partea celor ce străbat astăzi calea aceluiași ideal, izbânda libertății. Semnează Ion Istrate. Este trecut și anul 1934. Era anul în care trecea spre cele sfinte Vasile Goldiș. Cine a fost Ioan Istrate? A fost un erou al primului război mondial.
Iată că universitatea încearcă să mențină flacăra culturală pe care a inițiat-o Mihai Eminescu. Dacă străbatem clădirile universității noastre, vom găsi, străjuind intrarea Bibliotecii Centrale Universitare, care poartă un nume de asemenea deosebit de important pentru cultura română, Tudor Arghezi, vom găsi un alt bust al lui Mihai Eminescu. Dacă vom face o mică deplasare până la Castelul de la Macea, unul dintre locurile în care universitatea organizează manifestări științifice și culturale deosebite, în parcul Castelului de la Macea vom găsi nu un bust, ci vom găsi statuia poetului Mihai Eminescu. De asemenea, mai trebuie menționată legătura care există între Goldi și Eminescu, nu numai o legătură de suflet, ci o legătură directă, ca să spunem așa, o legătură care a rămas impregnată în bronz. Astfel, în 1925, într-o localitate mică, din Banat, e vorba de Sfânt Nicolaul Mare, în 1925 se ridica un bust al poetului, primul bust din Transilvania și Banat, ridicat după Marea Unire. Un bust care a fost o idee a poetului Octavian Goga, fost elev al lui Vasile Goldiș. Alexandru Lapedatu era ministerul culturii când a fost inițiat proiectul, iar în 1925, când a fost inaugurat acel bust, ministrul culturii era Vasile Goldiș. De altfel, pe soclul bustului sunt trecute aceste date, inaugurat în prezența domnului ministru Vasile Goldiș. Deci iată cum numele lui Vasile Goldiș se leagă de numele lui Mihai Eminescu. Din păcate, în Arad, personalitatea lui Eminescu nu este suficient de bine, să spunem, pusă în valoare. Avem în centrul orașului un parc, Parcul Eminescu. Dar în Parcul Eminescu nu găsim niciun monument dedicat lui Eminescu. Există doar câteva monumente. Un bust care îl reprezintă pe Eminescu copil, aflat în fața poliției municipale. Bustul este de o calitate îndoielnică. Pare a fi un Eminescu, să spunem așa, decapitat. Avem de asemenea un bust în curtea Spitalului de Psihiatrie. Cred că municipalitatea ar putea alege alte locuri decât poliția sau Spitalul de Psihiatrie pentru a evidenția personalitatea lui Mihai Eminescu. Aș adresa un apel autorităților locale să se gândească ca în Parcul Eminescu să se amplaseze la un moment dat o statuie sau măcar un bust al omului de cultură, cel care a dat, să spunem așa, numele Zilei Culturii Naționale, Mihai Eminescu. Din păcate, în Arad nu avem nici monumentul Marii Uniri. Să sperăm că într-un viitor nu foarte îndepărtat va apărea amplasat în Arad și monumentul Marii Uniri și poate și un bust sau poate, de ce nu, o statuie dedicată lui Mihai Eminescu. Universitatea de Vest, Vasile Goldiș, a încercat să pună în valoare numele, nu numai numele patriotului Vasile Goldiș, dar și numele altor oameni de cultură, cum este, de exemplu, și Mihai Eminescu. Să nu uităm că primul exeget sau unul dintre primii exegeți ai operei lui Eminescu a fost Vasile Goldiș, pe vremea când era profesor la Brașov, a scris un amplu articol exegetic
despre pesimismul în poezia lui Mihai Eminescu. Iar câțiva ani mai târziu publica în ziarul Românul din 1911 un articol despre Eminescu, omul de cultură. Iată deci că la Universitatea de Vest Vasile Goldiș inaugurăm astăzi, 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale. Peste câteva zile vom aduce în atenția dumneavoastră Centrul de Studii Literare Ioan Flavici, iar ceva mai încolo ne vom referi la personalitatea lui Vasile Goldiș. Să nu uităm că pe 10 februarie trece spre cele sfinte cel care la 1 decembrie 1918 consacră Marea Unire. În acest interval vom face tot posibilul să aducem în atenția dumneavoastră și personalitatea profesorului Aurel Ardelean, cel care a inițiat multe proiecte culturale. Să nu uităm că în cadrul universității funcționează Biblioteca Aurel Ardelean, o bibliotecă care pune la îndemâna celor interesați numeroase volume, cărți donate de familia regretatului profesor, o bibliotecă care trebuie să fie valorificată la justa sa valoare. Și anul acesta, în condiții deosebite de vitrege, Universitatea de Vest Vasile Goldiș aduce în atenția arădenilor centrele sau așezămintele culturale ale universității, care sunt implicate în promovarea culturii locale și naționale. Este o perioadă dedicată personalităților culturii naționale, Mihai Eminescu, începând cu astăzi, când sărbătorim nașterea lui Mihai Eminescu, 18 ianuarie, nașterea lui Ioan Flavici, 10 februarie, comemorarea lui Vasile Goldiș, și în care Universitatea, prin centrele sale, Centrul de Studii Literare Ioan Flavici, Centrul de Studii Iudaice, Academician Nicolae Cajal, Muzeul Memorial Vasile Goldiș, Centrul de Studii Arghieziene, Biblioteca Aurel Ardelean, stă la dispoziția tinerilor în primul rând, dar și al publicului larg, sigur, prin sistemele online pe care le avem, prin televiziune, prin internet, cu diverse manifestări în organizarea Centrului nostru cultural de studii și multiculturale și patrimoniale condus de domnul profesor Marius Grech cu echipa dânsului, prin diverse conferințe și workshop-uri dedicate acestor personalități, astfel încât să le readucem în atenția tinerilor, în primul rând, dar și a publicului larg. Este o tradiție a universității noastre, încă din anul 2011, o tradiție lansată de regretatul nostru rector fondator, această lună a culturii la Universitatea de Vest Vasile Goldiș, tradiție care a fost îmbrățișată din plin de Centrul Cultural Municipal, de Biblioteca Județeană Arădeană, și au instituit împreună aceste premii culturale, Mihai Eminescu, Ioan Flavici, o tradiție pe care sperăm să o putem duce cu brio mai departe, chiar în aceste condiții vitrege. Vă așteptăm deci la Luna Culturii la Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad.